Alro a luat naștere în urmă cu 50 de ani, timp în care fabrica a evoluat și a cunoscut un proces continuu de modernizare. Din 2003 și până în prezent s-au investit peste 500 de milioane de dolari, totul pentru ca oamenii să lucreze în condiții optime, iar fabrica să fie una mai mult decât prietenoasă cu mediul. În ultimii ani, fabrica a suferit un proces complet de modernizare și am folosit infrastructura veche, creând o infrastructură nouă, competitivă, modernă, în linie cu competitorii noștri occidentali, dar nu numai occidentali, cu competitorii noștri din întreaga lume. Echipa managerială a companiei a fost tot timpul alături de comunitatea locală, oferind sprijin autorităților în diverse domenii. Alro s-a implicat în proiecte privind educația, sportul, sănătatea. Alro a fost tot timpul un partener de nădejde al comunității noastre. Alro are peste 2500 de angajați, oameni care n-au o grijă pentru locul lor de muncă, oameni care privesc spre viitor, un loc de muncă sigur și, a spune eu, în condițiile date și bine plătit. Societatea dumneavoastră, atât de cunoscută și apreciată, un exemplu a realizărilor considerabile, aduce o contribuție importantă la dezvoltarea economiei locale și naționale. Aici au lucrat și lucrează familii întregi. Ținând cont de profesionalismul și experiența forței de muncă, suntem convinși că proiectele dumneavoastră nu se vor opri aici. Alro va continua și de azi înainte să scrie istorie alături de slătinenii.